G2A, jocuri ieftine. De data asta mă vei bate la golf, Carlos. Ăsta este meciul când în sfârșit vei reuși să mă bați. Păi, data trecută erai la, literalmente, o fracțiune de milisecundă de a mă bate, dacă asta are vreo logică. Doamne, sfinche! Și cum n-ai putut să dai la ultima gaură, dude? Deci a fost super simplu și harta asta, bă, vezi cum e cu verde, așa, what? Eu sunt singurul care văd o gaură aici lângă noi și mai văd o gaură la nu știu ce naiba roată. Păi, bă, aia e gaura 7 par 3, nu vezi ce scrie, băi, Carlos? Nu aia e 7. E gaura 7 aia. Verde înseamnă că e gaura între, nu în e, care mă, trebuie să băgăm. Nu e, mă, băie, băie, mă, vezi pe mine, Golfit Carlos, cine a câștigat literalmente toate meciurile de Golfit până acum? Din prima am început așa frumos și fin începând. Da, știi ce s-a întâmplat când ai avut avans întregul meci față de mine? Ai pierdut la ultima gaură, așa că să nu te aud. G2A în descriere, vă rog, lăsați like-uri, avem nevoie de like-uri pentru că... Sunteți pinker și pinkerit. Exact, și ne fac să ne simțim bine like-urile pentru că ne simțim apreciați sau ceva, habar n-am. Bun, păi, ai dat din două. Ei bine, și eu, Carlos, să nu crezi că mă vei bate tu doar că ai dat-o din două așa. Și iar o să dau din două. Fii antenă cât de frumos o să fie. Uite, pac, gameplay. Harta asta e foarte mișto, cu tematică de asta, bă, cu ninja, cu japonezi, cu verdeață, cu case. Ia uite ce scrie acolo așa. What? Ching-chong, opai, dai-ski, dane-yone, oni-chan, ceva. Ce, unde, bă, ce? Păi unde? Ce? Ce? Că am dat în aia și m-a blocat. Unde-i dat? Acolo, unde trebuie. N-ai dat unde trebuie, că nu te bloca dacă dădeai unde trebuie. Mersi! Păi, bă, am zis să te ajut, bă, am zis să nu fiu bulangiu și să te ajut, știi? Uite, așa se face, Carlos, uite, vezi? Da. De fapt, chiar ai ok, dude, o să mă prefac că nu te-am ajutat și din cauza mea ai reușit să ajungi unde trebuia. Da, sigur. Ok, de ce nu? Dacă dădeam... Dă-te din față că era să-ți dau fix. Stai, băi, Carlos, așteaptă-mă că sunt mare și greoi și încerc să merg unde trebuie și... Wait, pe aici trebuie să merg? Normal că sunt fix pe cealaltă parte a pietrei și trebuie să fac manevre ca să plec de aici. De ce? Pentru că, băie, trebuie să fii una cu Bila. Bila e o bestie pe care tu trebuie să o îmblânzești, să te uiți în ochii Bilei și să simtă că nu ți este frică. Că dacă simte că ți-e frică, e ca câinele, bă, și te latră, face... Atunci, câinii ce latră nu mușcă? Ba da, câinii care latră mai și mușcă uneori. Știi cum e, băi? Intră în cușcă? Pe normal că intră în cușcă, vrei să li se ude blana să pută după aia. Tu știi ce urât pute și câinele plouat? Și singur zgardă? Nu își pune. Pe stradă? Nu își pune, bă, singur zgardă. Te rog, yes! Gameplay, nici măcar nu știam că aici trebuia să ajung, dar am ajuns fix lângă... Bă, deci dacă picam fix în gaură, băi, râdeam. Tu știi cum râdeam? Râdeam așa. Da. Dar nu râde așa, pentru că nu râde nimeni așa, e un pic cam... Ciudat dacă râzi așa în vești proaste, s-ar putea să fii malefic. Și s-ar putea să fii dat ca un autist. Și acum, minunat. Deci trebuie să treci prin... râzi că am trecut eu peste și că nu știu ce... Cum să ratezi, mă? Gaura asta era mai mare decât capul meu. Wait. Decât capul tău, Carlos, desigur, dar nu al meu. Al meu este un cap de dimensiune perfect, perfect normale. Je mange du confiture et j'aime du chocolat. Oui, oui. Yes, gata. Păi, diferența dintre noi este acolo. Carlos nu e prea mare, dar dacă îți faci speranțe să știi că e nașpa, e chiar nașpa. Mă, oare puteai să intri în gaura aia, gen de aici, din bol, cumva? Oare unde puteai să... eu cred că da. Dacă dădeai gen, fix în bol. Te descurci? Unde ești? Ia să te vedem. Nu te descurci, aparent. Păi, este simplu. Bă, unde? Bă, nu mai da, mă, pe orbi...
Bă, tu trișezi, mă, nu te mai rese... Oh my god. Dude, uite de... Dude, stop! Uite de asta te... Uite, fă așa și acum dă... Iar, easy gameplay. Deci asta trebuia să... Oh my god, uite, vezi cât de simplu era și ai dat 10 lovituri aiurea acolo și nu știu exact de ce. Ai fost schemuit, Carlos. Eu, unul sincer, nici măcar nu o să mușc acea momeală. Sunt destul de sigur că nu acolo trebuie să ajungem. Uite, aici trebuie să ajungem. Toată lumea știe. Țeapă, bă! Ce țeapă, bă? În primul rând este țeacă. În al doilea rând, cine a intrat primul în bilă? Eu. Eul liric. A intrat în bilă, a? În gaură. Cu bila în gaură. Înțelegi tu la ce mă refer, ok? Am dat reset de 3 ori. Păi da, de ce dai reset? Cât normal. Uite, de deja... De ce mă iei tu mereu? De ce? Pentru că tu dai reseturi și toate loviturile pe care le dai, le dai la panică și le dai... Uite, uite, uite așa faci tu ceva, gen... A fi rar! A fi rar! A fi rar! A fi rar! Așa faci tu, normal că pierzi. Jesus, relaxează-te și uite, fă cum fac eu. Hai că ți-am dat și avans vreo 5 lovituri aici și deci dacă nu reușești... Mamă, cum ai putut să... Ok. Nici dacă voiam, nu reușeam să trec prin locul ăla prin care ai trecut tu. Și fii antena acum. Hole in one. Ia. Da, hole in one, don't. M-a dus la început și n-am voie în teorie să resetez pentru că... Ok, dude. Eu sunt un mălan și dacă o să se întâmple asta, o să resetez. Știi ce? Tu ai voie. Îți dau permisiunea mea, Carlos, pentru că chiar dacă te las să trișezi în felul ăla, n-o să mă bați. Chiar nu dacă... Tu l-ai băgat! Ce spuneai? Și vreau să știi că diferența mare dintre noi oricum nu va mai fi mare pentru... Aue, nu, eu am încă avantajul. A, va fi mare în continuare, mă înțelegi, Carlos. Uite-te la strategia mea. În primul rând, dai mult prea încet pentru... Da. Apoi dai din nou. De ce ai resetat? Erai în aer. Care a fost scopul resetării? Uite, eu trebuie să resetez pentru că pic în vid. A, tu erai ok. No. Bine. Bine, folosește puterea. Nu să bași din foaia. Folosește puterea pe care te las să o folosești, puterea de a reseta când vrei tu. Cum crezi tu? Sunt sigur că o să o folosești rău. Ah! Minunat. What? Toată lumea știe că trebuie să dai mai... Deșa. Ok. Uite, gameplay. Ah, sigur, de ce nu mă duci chiar la colț dacă tot? Ok. Oh. Păi este simplu, ia uite, plac. Ok, oare aș putea să fac ceva de genul ăsta? Yeah. Oh, aș putea, desigur. Dar n-o să bag din 7, desigur. Și dacă o bag, mă, din 7? Oh my god, nu pot să cred cum am dat-o acolo. What? Get dabbed on, Carlos, te crezi tu șmecher la golf? Nu mai joc. Tine. Cum să nu te joci? Băi, cine-i se mai joacă golfit cu tine, a? Bine, sunt destul de sigur că ai și alți prieteni cu care poți să joci golf. Dar de la ei nu ai nimic de învățat, bă, Carlos, că ei sunt la fel de praf ca tine. Nici de la tine, tu doar mă bați. Dar eu te învăț o lecție importantă de viață, Carlos. What? Că viața e dură și nimănui nu-i pasă de tine, în afară de părinții tăi. Cum? What? What? Scrie... Bă, du-te, bă, ce faci? Mă duc la... Bă, nu e acolo, bă, nebunule, oprește-te, pă, Carlos, acolo scrie Gaura 13, noi suntem la Gaura 13. Ce, de ce ai resetat? Greșeal! Nu m-ai resetat, Gaura e fix acolo. Oh, man, I swear to God, deci dacă eu la toate găurile astea o să fac maxim de lovituri, tu tot nu o să mă bați, nici măcar nu glumesc. Hai că se poate, te vezi, uite, gameplay. Na. Și acum trebuie numai să intri în gaură. Dar... Ai consumat literal... Nu o să mai finesc cu tine niciodată jocul ăsta. Dar nu e vina mea, deci... Ți-am arătat cum faci, uite. Oh, firar! Nu știu unde trebuie să dau! Oh, de ce nu mă lasă? Oh, god damn it! Oh, uite, oh, am resetat din nou. Uite așa face Carlos. Și apoi se întreabă de ce nu mă bate la golfit. Uite, Carlos, uite avantaj aici așa. Uite, uite ce avantaj îți dau. Uite. Ha? Vrei să vezi că tot o să dau din mai puțin de...
Nu știu exact câte lovituri îmi trebuie, dar gen tot o să dau mai... La 15 e pusă harta asta. Vrei să vezi că o să dau mai puțin de atât? Da. Ok, nu știu cum chestia aia m-a ricoșat în felul ăla, nu ar fi trebuit. Dar hai să zicem. Ce spuneam că o să fac? Am făcut dab. Bă, știi cum se zice? Trebuie să ai puterea cuvântului, bă. La fel. Dar tu nu ai. What? Tocmai am zis că o să fac ceva și am făcut. Despre ce vorbești? Este dovada clară că o am. Bă, deci... Oh my god, ok. Hai mă, dă-te și tu de Nu te dai. Ok. No. Am crezut că mă folosesc de tine ca să... Și aproape că reușisem. Dar n-a fost să fie. Ok, și acum du-mă aici. Nu știu exact unde mă duce gaura asta, dar du-mă. Ah. Nu te cred. Cum să nu mă crezi, mă? Te-am mint... Dar de ce ai resetat acolo? Că oricum puteai să dai din cealaltă parte. Bine, ți-am zis, folosește-ți puterea cum vrei tu. Eu nu-ți mai zic nimic. Uite, e foarte simplu. Întâi dai aici. Iar apoi fii în drân cum faci. Nu acolo, Carlos. Aici. Uite, apoi faci uite așa. Unde ai dat? Băi, tu... Edita mai steagul, bă, descrie gaura cu numărul și cât e și practic... Nu știu ce e tanta din greșeală așa. E bine, bă, dar nu mai reseta că gen. Data viitoare scot resetul. Deci tu pierzi dacă din cauza că eu nu mai joc. Mă, dați resetezi aiurea și dai o grămadă de lovituri degeaba, Carlos. Deci acolo o dădusei bine. Și apoi erai acolo și ai fi fost mai aproape de gaură, dar ai resetat și te-ai dus înapoi sus. What? Hey. Nu, așa a fost. Scrieți în secțiunea de comentarii, oameni buni. De ce dacă... comentarii? Oată, nu o să mintă oamenii despre ce vorbești. Bă, am lovit destul de tare. What? De ce s-a dus așa de încet? Deoarece tu l-a laminițat. Hai, du-te, n-ai. Hai că ai dat din 3 și din 4, bă, Carlos. Da, nu m-am încurcat. Thanks for playing. Ui, asta a fost tot? Cum se presupune, dude, că eu... Oh my god, ești pe bune, e Toma... Că tu... E Toma la 10 km, gaura, Carlos. O să bag din două. Oh my god, o să bagi tu din două. Dacă bagi din două, eu nu mai joc niciodată golfit și o să zic că ești maestru. Măi, să fie, n-a fost să fie, nu așa? Mi-a sărit peste gaură! Îmi pare rău, Carlos, ăsta... Planul era că dai din două, nu din trei. Peste gaură mi-a sărit! Ok. Ia. Te rog, ricoșe. Bă, da! Deci... Minunat, acum e prea încet. Bă... Țiac! Așa, rămâi aici, perfect. Mă, a fost la un băd, deci nu cred, mă, numai între ele. Care e șansa pe jocul ăsta? Țeacă. Sigur, de ce nu? Hai că acum dau mai tare, ia. Țeacă. N-are, dacă acum nu intră... Deci eu nu cred. Fii antenă, dau maxim de... Uite. Țeacă. Care e logica? Țeacă. A, râzi pentru că... Pentru wow, necaz la alte. Diferența dintre noi chiar a fost destul de mică. Dude, erai la 3 puncte să mă bați. Cred. Wait, câte o să mi se pună? Oh my god, am câștigat la un punct! Fuck! Nu mai joc. Da, am încercat, Carlos, am... Nu mai joc. Ce e drept, n-ai fi pierdut la un punct distanță dacă eu nu dădeam o grămadă de lovituri aiurea să-ți demonstrez cum făceai tu, că dădeai și resetai, ok? Și ce, cred că e timpul să îmi recostumez bila pentru că a trecut Crăciunul. Deci trebuie să-mi scot pălăria de elf și să-mi pun altceva, dar nu știu ce. O să-mi pun, ia să vedem, unde mă pălări, ce-i asta, skin-uri? Pălării, așa. Alege o pălărie, Carlos, de la 1, 2, 3 și cu 8, 11, 12, 16. Alege o pălărie de la 1 la 16, Carlos. Tu ești cel care o să-mi alegi pălăria. 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh my god, e aia de viking urâtă! Oh my god, pe bune, dude! Stai așa că poți cumva să dai scrap la astea dacă nu mă înșel. Oh, poți.
Și apoi poți să-ți iei pălării mai șmechere. Stai o secundică, că vreau să fac chestia asta. Deci am dat scrap la aia. Așa, bun. Vreau să dau scrap la mai ce, la asta. Bun, vreau să dau... asta e doar 10 coins. Pentru Legendary trebuie 1800. Ok, o să vreau să desfac o pălărie ultra rară. Nu o să folosesc aia de viking, Carlos. Tocmai i-am dat scrap. Ei. Așa, și vreau să dau... asta e doar 2, pe bune. Bun, am suficient pentru a deschide o cutie ultra rară cu pălărie șmecheră. Deci să sperăm că o să-mi dea... oh, epic ramen hat! Este ramen, dude, de aia de mănâncă japonezii și, și apoi fac... oh, umoi desne! Itadakimasu! Și chestii de genul ăsta sau ceva. Habar n-am, dude. Și o să ne revedem pe data viitoare.